ne propunem rezolvarea următorului exercițiu. Comparați numerele A, 2 la puterea 3 la 3 și 4 la puterea 2 la 4, iar la punctul B, 3 la puterea 2 la 2 la 2 și 8 la 3. Începem cu punctul A, 2 la puterea 3 la 3 și 4, nu vom mai scrie și, vom lăsa loc pentru un semn, 4 la puterea 2 la 4. Avem de comparat două puteri la care bazele le cunoaștem și nu cunoaștem exponenții. Sau, mai bine spus, exponenții trebuiesc calculați. Începem deci prin a calcula exponenții puterilor. Avem de calculat 3 la 3. După cum știm, 3 la 3 este 3 ori 3 ori 3, adică 27. Deci 2 la puterea 3 la 3 este 2 la puterea 27. Același lucru și pentru al doilea număr, avem 4 la puterea 2 la 4. Pentru a afla la ce putere se ridică de fapt 4, avem de calculat 2 la 4. 2 la 4, cu un calcul simplu, 2 ori 2 ori 2 ori 2 este egal cu 16. Deci avem 4 la puterea 16. Iată deci, cele două numere pe care trebuie să le comparăm sunt 2 la 27 și 4 la 16. După cum am văzut și în alte exerciții de comparare a unor astfel de numere, ne poate ajuta să avem aceeași bază sau același exponent. 4 știm că este o putere a lui 2. Așa că pe 4 îl vom putea scrie ca fiind 2 la 2. Atunci, 4 la puterea 16 va fi 2 la 2 la puterea 16. Deci 2 la 2 totul la 16, iar 2 la 27 îl lăsăm neschimbat. 2 la 2 totul la 16, folosind formula A la M totul la N este A la M ori N, este egal cu 2 la 2 ori 16, adică 32. Astfel, numerele noastre sunt 2 la 27 și 2 la 32. 2 la 32 este mai mare decât 2 la 27, deci ajungem la concluzia că 2 la 3 la 3 este mai mic decât 4 la 2 la 4. Trecem mai departe la punctul B, unde avem de comparat 3 la 2 la 2 la 2 și 8 la puterea 3. În cazul primului număr, exponentul presupune un calcul, deci avem de calculat 2 la puterea 2 la 2. Vom calcula separat, pe o ciornă, eventual, 2 la puterea 2 la 2. Înseamnă 2 ridicat la puterea 2 la 2. Deci 2 la 2 presupune un calcul, pe care îl vom face separat. 2 la 2 este 4. Astfel, 2 la 2 la 2 este egal cu 2 la 4. Iar 2 la 4 este 16. Revenind atunci la cele două numere, avem 3 la puterea 2 la 2 la 2, care am văzut că este 3 la puterea 16. Iar cel de-al doilea număr este 8 la 3. Încercăm și aici să reducem bazele, respectiv 8 se poate scrie ca 2 la puterea 3. Și atunci vom scrie în continuare, în loc de 8 avem 2 la 3 și deoarece aveam 8 la 3, este 2 la 3 totul la 3. Celălalt număr rămânând neschimbat, 3 la 16 și deci 2 la 3 totul la 3, care este 2 la puterea 9. Iar 3 la 16 îl avem alăturat. Nu putem aduce la aceeași bază în această situație, dar este foarte simplu de observat că dintre cele două puteri, 3 la 16 are și baza mai mare, 3 este mai mare decât 2 și exponentul mai mare, 16 este mai mare decât 9. Deci, în mod evident, 3 la 16 este mai mare decât 2 la 9. Deci, 3 la 16 este mai mare decât 2 la 3, totul la 3. Deci, 3 la 16 este mai mare decât 8 la 3. Îl eliminăm pe și, iar concluzia va fi că 3 la 2 la 2 la 2 este și el mai mare decât 8 la 3.